Absolvenții ciclului gimnazial au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvarea subiectelor la matematică. Aceasta a fost ultima și poate cea mai grea probă din cadrul evaluărilor naționale. Cu toate acestea, mulți elevi susțin că au avut mai multe emoții la proba de limba și literatura română. Subiectele mi s-au părut destul de ușoare și accesibile pentru toți. Câte subiecte au fost? Păi am avut 3 subiecte. Care ți s-a părut cel mai greu? Ce mai greu mi s-au părut subiectele, geometrie de la 3 romani. Ce notă crezi că vei lua? 9,5, cam așa. Ai făcut un calcul? Da. Păi am făcut cam toate subiectele. Cum ți s-a părut examenul la mare? Păi, n-a fost chiar greu, a fost mediu și, mă rog, gri la primul subiect a fost ușor, apoi de la al doilea a început să fie mai așa, mai la balans. Sper să iau undeva până la 9, nu așa. La care dintre examene ai avut mai mari emoții, la română sau la mate? Sincer să fiu, am avut la mate. La română nu prea, la română o descurc, dar la mate mai greu. De ușor. N-a fost foarte greu. Cred că iau peste 9. Care dintre examene a fost mai greu, română sau matematică? La română mi s-a părut mai greu. Au fost subiectele... nu știu cum să zic, puțin mai dificile decât la... Să fiu sincer, la română, că a fost mai greu, parcă, decât la matematică. La începutul anului școlar erau 4.965 de elevi înscriși la evaluările naționale, însă numărul acestora s-a modificat ulterior. În județul Dâmbovița sunt 172 de centre de examen și 5 centre zonale de evaluare în municipiul Târgoviște, unde se colectează toate lucrările din județ. Elevii vor putea afla primele rezultate în data de 27 iunie, când vor putea face și contestații. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie.